Că istoria oarecum aici să vă bată după 40 de ani. Crezi că vor mai reuși odată sau nu mai aveți de gând să-i lăsați? Nu, sper că nu. Cred că va fi și un fel de revanșă. Trebuie să castigăm neapărat dacă mai vrem să continuăm prin podium. Trecem un moment foarte bun. Avem încredere mare. Avem un lot, părerea mea, mai bun. Atunci trebuie numai să arătăm în teren că suntem mai buni și dacă așa facem, sigur că vom castiga. În momentul de față, probabil știi și situația Universității Cluj. Crezi că există vreo favorită? Nu, suntem noi favoriți. Bineînțeles că jucam și acasă. CFR Cluj este echipă care a reușit deja 3 trofee, campionatul și cupă. Trecem acum un moment bun, stăm și pe locul 2. Trebuie să fim considerați și noi favoriții, dar după trebuie să arătăm în teren, să fim și noi concentrați, să jucăm 100%, pentru că am văzut și am trecut că am pierdut un meci, eram și noi mai sus în clasament, atunci trebuie să fim foarte atenți. Cum ți se pare Universitatea Cluj în acest moment? Ai reușit să vezi ceva meciuri de ale lor? Nu, sincer, este un derby și Nu ne putem uita la clasament, chiar dacă Cluj acum trece momentul sau perioada mai complicat, pentru că sigur că jucătorii lor vor fi foarte motivați și trebuie să avem grijă maximă, nu ne putem lasa ușor. Cum am zis, în trecut nu a fost rușine, dar din păcate n-am putut castiga, au făcut și ei istorie, dar în acest moment trecem noi momentul bun, vrem și noi să stăm, să facem cât mai puncte posibile și trebuie neapărat să castigăm lunii. Mario, va fi și un duel al portarilor, spunem noi, între tine și Robert Veselovski. Voi sunteți unii dintre cei mai iubiți jucători de la ambele echipe și el este foarte apropiat de galeria celor de la Cluj. Cine crezi că va câștiga? Eu, 100%. Este și o coincidență, pentru că el e vicinul meu, locuiește chiar în față. Și se pare un băiat foarte umil și foarte muncitor. N-am vorbit de multe ori cu el, dar de când m-am înțeles cu el a fost și el foarte simpatic. A făcut o treabă minunată acolo și din cauza asta este și el respectat de suporterii lor. Dar luni vom fi adversari și sper că castigă. Te întreb, cine e mai bun, tu sau el? Cine? Cine e mai bun, tu sau el? Nu sunt antrenor, nici comentator, dar am încredere mare în calitatea mea și atunci, bineînțeles că pentru mine sunt mai bun, dar el este și el un portar foarte bun, pe care nu cunoșteam înainte să ajungă aici în România, dar trebuie să laudăm că a făcut o treabă foarte bună într-un club pe care a schimbat de multe ori portar și el a reușit să facă o performanță regulară. Cine crezi că va primi mai multe goluri, tu sau el? Sper el și eu niciun. Nu, este și o treabă de... În acest moment suntem cel mai bună linie de apărare din campionatul. Nu doar eu stau în poartă, am și ajută de colegii mei care au făcut până la urmă o treabă minunată. Trebuie să recunoaștem că este Rad, Larie, Camoră, Susic, toți ei au făcut o treabă, m-au ajutat și foarte mult. Asta contează mult și se vede după în clasament că stăm mai sus și stăm foarte bine. Robert te-a lăudat și a spus că ești unul dintre cei mai buni portari pe care el cunoaște. Mă bucur, cum te-am zis, el... Am vorbit puțin doar cu el, dar când am vorbit a fost foarte, foarte simpatic și asta te-am zis că nu vorbesc numai să fiu și eu simpatic. E un portar foarte bun care a apărat foarte bine la Cluj. Este deja de 2 ani, cred, la Cluj, a apărat întotdeauna el. Asta înseamnă că este un portar foarte bun și, în primul rând, parcă că este un om foarte, foarte corect. Ea spunea că cel mai tare oarecum e frică de Tade. Pentru că el a marcat mai multe goluri. Trebuie să aibă, că Tade în acest moment trece un moment formidabil. M-aș bucura dacă el mai dădea 5-6 goluri și în iarnă ar fi vândut. Ar fi un semn că suntem și noi foarte, foarte bine, dar sigur că Tade recunoaște și el că echipa ne-a ajutat foarte mult. Este meritul lui, dar este și meritul colegii mei. Și vreau să te întreb, tu cine crezi că poate să spună ție în pericol poarta la meciul cu Universitatea Cluj? Anul trecut, Lenaru și Raul Ciupe au fost cei care au marcat. Da. Eu cu Ciupe am jucat și eu la Brașov cu el. M-a surprins că nici la antrenament m-a dat vreun gol. Dar în acest sezon m-a surprins foarte mult Viveiru, am jucat și eu cu el la Brașov. Știam că e un jucător foarte bun, dar a dat deja 2-3 goluri și m-a surprins că el de obicei nu da goluri. Dar e un jucător foarte experimentat, cred că este referința lor în atac.
trebuie să avem grijă de el, dar cred că Cluj se va motiva foarte, foarte mult și foarte tare, pentru că este un derby și toate jucătorii vor fi cu gândul numai la victorie.